Riscă să-și piardă libertatea pentru săvârșirea unei scrocherii. Vorbim despre un tânăr de 32 de ani din capitală care prin înșelăciune l-a lăsat pe un bărbat fără telefon mobil. Despre caz, poliția a aflat încă în seara de 11 martie de la proprietarul bunului furat. Bărbatul de 36 de ani a declarat că în timp ce se deplasa pe strada Socoleni, de el s-a apropiat un tânăr și i-a cerut telefonul pentru a da un sunet. Fără să bănuiască ceva, victima i-a oferit individului mobilul său. Odată cum bunul a ajuns în mâna suspectului, acesta a luat la fugă, prejudiciul cauzat a fost estimat la suma de 3.000 de lei. După un șir de cercetări, polițiștii au reușit să identifice și să rețină suspectul. La audiere acesta și-ar fi recunoscut complet vina. Pentru ce a fost adus la inspectorul de poliție? Am făcut la telefon. Ce a făcut cu telefonul? Nu a am făcut, este telefonul. Bine te o recunoști? Da. Anterior judecat? Da. Telefonul a fost găsit la bănuit și urmează să fie restituit proprietarului. Pe numele suspectului a fost deschisă o cauză penală pentru escrocherie, care conform prevederilor legii se pedepsește cu amendă în mărime de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul societății de până la 240 de ore sau detenție pe un termen de până la 3 ani.